Mă bucur că sunt aici și că suntem într-un număr atât de mare. Rolul prezentării mele de astăzi îl vom afla în câteva clipe, dar înainte de asta aș vrea să vă pun o întrebare și vreau să vă întreb dacă vă plac merele. Vă plac merele? Da! Super! Mă bucur! Dar cine știe ce e ăsta? Da, e un măr, dar nu e un măr obișnuit astăzi pentru noi. Nu. Ei bine, ăsta e un măr sănătos. E mărul care la mare ne potolește setea și ne dă energie. E mărul care la munte se integrează perfect într-o excursie și ne servește drept imbold, depășindu-ne. E vorba despre un măr egal cu o gură de oxigen când se arată în tot ce obosit de la ale tale joburi. Iar în weekend și dintr-o singură mușcătură te face să simți că trăiești frumos. Ei bine, dar cine credeți sau ce putem face ca să avem mere sănătoase? Și vreau mai multe opinii. Ce putem face ca să avem mere sănătoase? Cumpărăm mai multe mere. Nu, așa asta ar fi. Da? Așa, da. Să la bunica în grădină. Asta e cea mai bună idee. Să vorbim la bunici. Să fonduri europene și facem un proiect european. Ok. Și ce credeți că putem face ca să nu ne oprăvim ca albă că zăpada din poveste cu merele noastre? Cine credeți că joacă rolul vrăjitoarei care ne otrăvește merele? Stendora. Suntem unul pe rând, mă rog. Viermele. Viermele. Altcineva și restul. Așa. Altcineva? Hipermarket. Și asta ar fi? E bine. Da, și asta. Ponta. Să nu ne implicăm în politica. Ei bine, vrăjitoarea care ne otrăvește merele poartă numele de poluare. Ca să avem parte de... Ca să putem mânca mere sănătoase, avem nevoie de apă curată, de aer curat, și un sol fertil, fără pesticide și alte substanțe nocive. Ei bine, dar ce putem face sau cum putem să contribuim ca să avem parte de mere mai sănătoase? Ar fi câteva soluții. Ca să avem parte de o apă mai sănătoasă pentru merele noastre, pentru că avem nevoie și de apă, de apă curată, și de aer curat, și de un sol fertil. Ca să avem parte de o apă mai curată, nu mai aruncăm gunoaie în ea. Ca să avem parte de o apă pe o durată mai îndelungată, încercăm să evităm utilizarea ei inutilă. Ca să avem parte de un aer mai curat pentru merele noastre, încercăm să nu mai fumăm în spațiile închise sau alături de persoanele în vârstă, femeile însărcinate sau copii. Ca să avem parte de un aer mai curat și în casă, încercăm să ne decorăm casa cu flori care oxigenează încăperea. Ca să avem parte de un aer mai curat, încercăm să utilizăm mai mult transportul public. Să știți că nimeni nu e separat de nimeni. Toți stăm pe aceeași planetă. Iar tăierea pădurilor ne afectează pe toți și tăierea copacilor. Pentru că pădurile sunt plămânii României și plămânii globului pământesc. Ne țin în viață și ne dau aer. Și pentru că sunt plămânii României, când tai o pădure sau un copac, tai și o parte din tine și din sănătatea ta. Dacă se va continua atât de mult poluarea în continuare,
poluarea planetei în continuare, trebuie să conștientizăm că nu vom putea planta mere pe altă planetă, pentru că aceasta nu există. Ca să avem parte de un aer mai curat, încercăm să participăm sau să contribuim la proiecte de plantare a copacilor. Și un exemplu demn de toată lauda, probabil ați auzit și voi, sunt proiectele Asociație Viitor Plus, Pădurea Copiilor, Adoptă un copac. Da. Și ca să avem parte de un aer mai curat, încercăm să folosim mai des bicicleta și propriile picioare până la magazinul din colț și nu neapărat mașina. Haideți să contribuim la sănătatea noastră și a copiilor noștri, ca să putem avea în continuare mere sănătoase și peste 50 de ani, nu doar acum. Vă mulțumesc!